Anunțat în direct la Antena 3 CNN, primarul Cristian Popescu Piedone, după ce a apărut în spațiul public informația că a fost în biroul unui important lider PSD la Parlament. Acum apariția surpriză în acest sondaj cu 10% ar putea schimba toate calculele care se fac pentru primăria capitalei. Iată ce a spus Piedone despre o eventuală candidatură. Tot respectul pentru Gabi Firea. Pentru evoluția politică. Și a știe foarte bine că prima dată când a candidat ca și primar pentru funcția de primar general, eu, Cristian Popescu, am susținut-o. Eu am zis de mine, eu orice cal, adică eu, mâine devin gloabă, ca toți alții de altfel. Și este ultima dată în care pot să negociez, cum vreți să o luați, să discut, să spun anumite puncte pe ei, pentru interesul comunității care m-a alocat cu încrederea lor atunci când toți aruncau cu pietre în mine. Domnule primar, dar vreau dacă să... nu se configurează, dacă nu se configurează, ca să fii clar. Eu am spus clar, candidez la primăria capitalei. Simplu. Primărie. Vor discuta în cadrul coaliției, iar Partidul Puterii Umaniste Social-Liberale și-a arătat opțiunea, dacă neavând un candidat care să câștige sigur Bucureștiul, să nu dăm din nou Bucureștiul pe mâna domnului Nicușor, sau să vină extremismul la puterea Bucureștiului. Eu, configurat într-un om social și liberal, îmi asum această responsabilitate.